permite și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri dintr-un total de 15. Întârzie domnul consilier Ghinescu la urmă. Nu mai întârziu. Nu mai întârziu. Nu mai întârziu. Iar domnul viceprimar Paco Vasile Gabi este la înscriere la Inspectoratul Județean de Marge din Bucovina. Deci prezenți 14. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetic. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul Ichim Sorin. Cine este pe el? Domnul secretar, s-a subit. Încăcați regulamentul? Faceți altă propunere. Nu, nu. A subit. Încăcați, dacă a spus în ordine alfabetică, trebuie să conducă domnul adjunct. Deci noi facem o propunere acum pe care o am în convocare. Nu facem prima propunere pe care. Fiindcă doamna Giugiu, la ședința trecută, a spus că este loc și nu poate conduce. A condus domnul Târgulean. Acum, dacă noi așa nu înțeles Consiliul Local să conduce fiecare, nu se vor face. Faceți o formă. Spune că domnul Giugiu. Ai consiliul. Proiectul devine favorabil
conform legii 215, articolul 44. Deci vă întreb, de ce n-ați introdus proiectul pe ordinea de zi, pentru că aveați proiect să introduce? Deci, un proiect de hotărâre, conform legii 215, nu se anulează prin adresă, ci doar de către Consiliul Local se supune la vot. Și v-ați încălcat legea, mă repet o dată, este referatul domnului secretar, în care încălcați legea 215, articolul 40, articolul 1, din, nu articolul 44 din articolul 1, care trimite la 6 compartimente de specialitate. Și în care eu am primit la adresa dumneavoastră, 3 compartimente. Deci care vă sugerează clar? Doamna contabilă, care vă spune că nu poate să dea un aviz până când nu avizează Consiliul Local. Investiții, care vă sugerează, tot la fel să avizăm Consiliul Local, și dumneavoastră nu ați respectat nimic din, nici din raportul Comunului Profesorului, nici din lege, nici din... Vă întreb, aveți o altă lege dumneavoastră care funcționează sau este asta 215 care este plan actualizat? Da, vă mulțumesc. Domnul consilier, dumneavoastră a spus un răspuns. Vă rog să acționați ca atare. Dacă considerați că am încălcat legea, dumneavoastră aveți tot dreptul să vă faceți. Da, vreau să consemnați în procesul verbal. Așa cereți. Deci să nu mai se schimbe procesele verbale, să se scrie așa. Domnul secretar, aștept dacă ați confirmat, să vă mai spun, ca să vă mai ai ați înțeles și sunt de să spun. Ați consemnat, nu? Da, a spus că doar Consiliul Local poate respinge. Da, nu trebuia introdus pe ordinea de zi. Da. Și ați încălcat legea 205, încălcată cu legea 215, articolul 44, litera 1, ne spune clar. Compartimentul de resort și comisiile Consiliului Local. Dacă nu sunt dezbătute în 30 de zile, proiectul devine favorabil. Dacă nu aveți legea, vă și deci proiectul este favorabil. Și nu dați să scurgeți. Spune din lege. Dacă aveți o altă lege, nu știu. Hai, mă sunt eu. Eu am avut ce am mă de spus. V-am spus, mai să trebuie trebuie să vă opriți. V-am spus ce trebuie să faci. Am înțeles. Fați-o la asta, dar nu vreau să zic că am dat chestii consemnat. Nu, am înțeles. Deci mai aveți cineva la punctul superioară, ședința superioară? Nu, aș vrea eu. Da. Da. Ne puteți spune cum s-au finalizat aceste procese? Da, o să... Domnul secretar, nu știu asta. Da, am finalizat o sentință civilă. S-au finalizat, am înțeles, și nu știm cum s-au finalizat. Da, a fost o... Este o sentință civilă a tribunalului de ordine. Cum s-au finalizat? Mai sunt așa. Da, am primit o comunicare de la Borș, de la tribunal, prin care, în primă instanță, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul Sindicatul Administrației Publice Forța Legii pentru membrii de sindicat Ioniță Corneliu și Ioniță Gina, având sediul în municipiul Craiova, sindicatul, Sada Constantin Leca, în contractoriu cu părinții Consiliului Local al Comunei Livezi și primarul Comunei Livezi, cu sediul Comunei Livezi, județul Bacău. Cu recurs în termenul 15 zile de la comunicare, care de atac ce se depune la Tribunalul Dorj. Asta este comunicarea de la Tribunalul Dorj legată de aceste două persoane care au atacat hotărârea Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, prin care s-a stabilit salarizarea personalului cu conform legii 153. Ce dispune? Deci, respinge acțiunea formulată de reclamantul Sindicatul Administrației Publice, așa, printr-un membru de sindicat Ioniță Corneliu și Ioniță Gina. Dacă doriți anumite lucruri să spicuim din sentința asta, eu v-am spus pe scurt despre ce vorba. Spun bine lucrurile. Cu alte cuvinte? Da. Pentru domnul inginer și nu știu ce ar face, să facă și cam anumit. Dar nu... Da. Dar nu... Păi nu, dar trebuie să știm tot. Trebuie să știm toate ce s-au... Și de mersul s-au mai... Domnul... Suntem într-o ședință de consiliu, vă rog frumos. Haideți să avem vreodată. Păi, dar doamna întreabă... Domnul, sunt președinte de ședință. Dar nu am... Da? Și eu să spun cine trebuie să vorbească și cine să fie la vot. Nu vă scrie la vot.
Da, cum vreți. Deci am dreptul, cum să scrii doamnă trecută, am dreptul și eu. Eu mă refer strict la procesul verbal la ședința anterioară, dacă deci, are cineva împotrivă, ca să termină. Deci haideți să suntem în deci s-a stabilit. Deci, domnul secretar, în mare ce s-a întâmplat cu... Deci eu pot să respins acțiunea. Da, dar n-am nicio legătură cu proiectul, ce am face noi, n-am nicio legătură cu... N-am înțeles. Deci și eu sunt la altă treabă. Aprobăm proiectul de la ședința verbal și vorbește la ceva. Chiar vreau să asta e cu ghișitare. Rapid. Da. Prin hotărârea Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău, numărul 24/31/07/2017, prin stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru Consiliul Local și stabilirea salariilor de bază de funcționarul public prin hotărârea numărul 25, au fost toate aceste majorări de indemnizație au însemnat un efort considerabil pentru bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei de Vest. Și au trebuit să fie asigurate fonduri pentru a fi plătite toate aceste indemnizații și, din acest motiv, nici un salariu de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și structurilor subordonate Consiliului Local nu s-a majorat, ci s-au menținut salarii existente în partea la nivelul lunii iunie 2017. Salariile de bază au fost stabilite conform bugetului local al Comunei de Vest, Bacău. În soluționarea cauzei, instanța a dispus efectuarea unei adrese către Consiliul Local al Comunei de Vest pentru a se comunica actele care au stat la baza emiterii hotărârii Consiliului Local numărul 95 pe 2017 și criteriile avute în vedere la stabilirea salariilor reclamați. Analizând cauza depusă judecății prin prisma susținerii părților, instanța constată caracterul nefondat al acesteia, urmând să o respingă pentru ceea ce se succede. Reclamații sunt încadrați în aparatul de specialitate al primarului Comunii Livet, ocupând funcția publică de inspector grad profesional superior gradația 5, ca șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, în cadrul reclamantului Ionuț Corneliu, respectiv funcția de funcția contractuală de consilier gradul 1A, gradația 5, în cadrul reclamantei Ionuț Gina, iar prin hotărârea Consiliului Local Livet numărul 21/7/2017, au fost stabilite, începând cu data din 1-7-2017, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunii de Vest, în conformitate cu prevederile legii 153/2017, respectiv salarii fiind evidențiate în anexa 1 a actului administrativ. Pentru prezentul demers judiciar, reclamații au invocat faptul că hotărârea Consiliului Local din Vest este nelegală, pentru pe de o parte, reprezentanții salariaților sau sindicatul respectiv nu au fost consultați la adoptare, iar pe de altă parte s-au aprobat salarii de bază diferite pentru aceeași funcție similară. Instanța reține că dispozițiile articolului 1 alineatul 1 și 3 din legea 153/2017 se prevăd. 1. Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar, plătit din bugetul general consolidat al statului. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alineatul 1 sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege, în timp ce articolul 11 alineatul 1 din acest act normativ statutează. Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrații, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județene, Primării și Consiliului Locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării de organizații sindicale reprezentative, la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Reclamanții invocă faptul că salariile stabilite prin hotărârea Consiliului Local din Vest, contestată, nu corespund pretențiilor reclamanților, fiind încălcate în acest fel atât principiul ierarhizării în cadrul aceleiași instituții, implementate articolul 6, litera F, din legea 153/2017, cât și principiul nediscriminării, consfințit de Constituție și jurisprudența națională și europeană. Însă aceste afirmații nu sunt realități. Susținerea reclamațiilor referitoare la faptul adoptării unor salarii de bază diferite pentru aceeași funcție sau similară nu prezintă relevanța juridică pe fondul cauzei. Principiul ierarhizării, atât pe verticală cât și pe orizontală, presupune stabilirea unui salariu în funcție de importanța și complexitatea muncii desfășurate, aspect lăsat la latitudinea angajatorului, prin prisma criteriilor prevăzute la articolul 8 din legea 153/2017. Nemulțumirea reclamanților, membrii de sindicat vizează împrejurarea că, în cadrul altor compartimente, există persoane care au salarii mai mari decât al lor, deși au aceeași treaptă gradație.
Astfel, se dă de exemplu în cadrul reclamantului Ionice Corneliu, care lucrează în compartimentul pentru situații de urgență, protecție civilă, situația unui alt funcționar public care are același grad profesional, nivel de studii și graduații, fără a se observa că persoana, că respectiva persoană, pe de o parte, lucrează în cadrul altui compartiment, iar pe de altă parte, îndeplinește și o funcție de conducere. Pe aceleași coordonate, reclamanta Ionită Gena dorește să se constate discriminarea sa față de o persoană din cadrul altui compartiment decât cel în care activează, respectiv bibliotecă, funcțiile fiind însă diferite. Prin urmare, nu există discriminarea membrilor de sindicat reclamanți în raport funcțiile indicate în acțiune. Ceea ce trebuie verificat în speță este dacă, în prima etapă a aplicării legii 153, a fost diminuat salariul reclamanților față de luna anterioare. Prin prisma dispozițiilor articolului 38, ori din analiza înscrisurilor și susținerii părților, nu e rezultă acest aspect. Referitor la împrejurarea că hotărârea Consiliului Local nivel numărul 25/31-7/2017 a fost adoptată fără consultarea organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după caz a reprezentanților salariaților, astfel încât încalcă principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale prevăzut articolul 6 litera G din legea 153/2017, instanța reține, contrar afirmațiilor reclamanților, că o astfel de consultare a existat, fiind trimisă o adresă de către Sindicatul Liber al Salariaților din Administrația Publică de Stat Primos, la data de 21.07.2017, notă ce a fost avută în vedere la încheierea procesului verbal din 24.07.2017 și la anteriorii emiterii hotărârii atacate. Domnul președinte, lucrați să nu mai vorbească, dacă vreți. Doamnul Sorogiu, sunt oameni care sunt atenți la ce să discute. Fac ceva? Sau aveți ceva cu persoana? De altfel, instanța constată că toate principiile și explicare am la doamnă lasă să se dă pe citire. Să nu vă luați chiar așa la... Ai te rog frumos. Da, în care Sindicatul Primos a făcut vorbire, a fost respectat odată cu hotărârea Consiliului Local la 2017. În ceea ce privește referire la decizia 794/2016, cele statuate de Curtea Constituțională prin respectiva decizie, nu au aplicabilitate în speță, în contextul în care instanța a analizat constituționalitatea unor prevederi ale ordonanței nivelul 57/2015, ori în cauză nu sunt incidente dispozițiile respectivului act normativ, ce are legea 153/2017. Cât despre apărarea că hotărârea Consiliului Local constatată încalcă ierarhia funcțiilor de administrație publică locală, așa cum este reglementată în anexa 7, capitolul 1, litera A, sub capitolul 3, litera A și B, din legea 153/2017, nici aceasta nu poate fi primită, având în vedere că reclamanții ocupă funcții locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor, municipiilor, orașelor și comunelor și a instituțiilor înființate în subordinea coordonare sau sub autoritatea consiliilor locale, pentru care legiuitorul nu prevede existența unor coeficienți, lăsând la latitudinea autorităților locale deliberative, consiliile locale, în speță, de a decide respectivii coeficienți. Date fiind considerentele expuse anterior, trebuie concluzionat că la adoptarea hotărârii Consiliului Local numărul 25/31-7/2017 au fost respectate prevederile legii 153/2017, neexistând temei pentru constatarea nelegalității respectivului act administrativ, astfel că și celelalte petite sunt neîntemeiate. În consecință, cererea de chemare în judecată apare ca fiind neîntemeiată, astfel încât urmează a fi respinsă. Pentru aceste motive, numele legii hotărăște. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Sindicatul Administrației Publice Forța Legii pentru membrii de Sindicatul Uniții Corneliu și Uniță Gena, având sediu în municipiul Craiova, strada Constantin Leca, numărul 32, județul Dolj, în contradictoriu cu părinții Consiliul Local al Comunii Livezi și primarul Comunii Livezi, cu sediul Comunal Livezi, județul Bacău. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cale de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunțată în ședință publică astăzi, 23 martie 2018. Poți să mă scriu și eu la cuvânt pentru două secunde? Așteptați, consilier local. Da, bun. Da, domnul Costa. Domnul primar. Demersurile făcute de către domnul Ionită, în partea sunt adevărate. Știm prea bine că la nivel de primărie există tot felul de discuții cu privire la coeficientul de corecție, cu privire la salarii. Toți salarii sunt nemulțumiți. O știm prea bine. Din mai multe, dumneavoastră știți ce este vorba. Eu aș propune, ca să nu prelungesc discuția, ca la următoarea ședință, să încercați un specialist, sau poate aveți dumneavoastră primărie, să încercați să aduceți la adevăr salariații, salariile angajaților, pentru că este dreptul lor prin lege, da? Astfel încât să dispară astfel de evenimente nedorite, pentru că domnul Ionită, până la urmă, și-a dorit ca legea, că prin lege să-și reglementeze
probleme salariale. Omul s-a dus, nu degeaba a dat la judecată ceva anume. Da. Deci, revin încă o dată, propun ca la următoarea ședință să încercați să veniți cu specialele, să veniți cu salariile oamenilor, așa cum conform cu coeficientul de corecție, astfel încât ei să intru în normalitate. Da. Pentru că la Redes, într-adevăr, asta nu este o problemă. S-au făcut salarii de măsul anilor, după puterea celor care au înțeles fenomenul și ar fi normal să intre în normalitate. Deci, luați în considerare că o să mă ocup de ceea ce nu ați făcut, acum deja e o fază de lucru pentru a elimina această problemă din cadrul primăriei. Întrebarea doamnei consilier Tărfuțea a fost o întrebare pertinentă, consider eu, datorită faptului că la momentul respectiv, deci când s-au votat în Consiliu, știți foarte bine, consilierii au fost amenințați, că o să fie dat în judecată, că nu e legal, că o să duc pe nu știu unde. Eu consider de bun augur această întrebare. Tocmai de aceea, domnul secretar, adresa a fost trimisă către Consiliul Local. Consilierea era normal să știe ce se întâmplă cu aceste acțiuni în instanță, pentru că e Consiliul Local și fiecare dintre noi sau dintre consilieri trebuie să știe și cum se judecă un asemenea proces, că e posibil să vedem cu repercursiuni asupra noastră. Finalizarea unui proces în care are câștigi din cauza o parte, trebuie să fie sancționat sau să plătească cheltuielile judecătorilor. Deci, tocmai de aceea eu zic că e de bună augură această întrebare și domnul Costea a prezentat un lucru foarte corect, da? Da, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt probleme, într-adevăr, cu reglarea angajaților. De aceea, în momentul de față, duc discuții cu tot personalul. Am trimis 3 persoane la instruire, adică să vină cu lucruri corecte și legale, le punem în discuție și o să le reglăm să nu mai afară aceste discuții. Domnul Surgiu. În primul rând, vreau să spun că această hotărâre a CISO nu este definitivă, este făcut de refuz. Și a dat-o cam în așa. Și vreau să vă mai întreb. Avem 2 hotărâri de Consiliu Local din 2010. Hotărârea numărul 40 și 46, în care s-au anulat promovări de salarii. Și nu mi-a dat niciun răspuns la actual. Din ce perioadă? Din 2010. Din 2010 sunt hotărâri date și de anul trecut, din lunea mai, sunt definitive, nu mai este nici, la nicio instanță, făcute de recurs. La rea nu ne răspundeți. Numai la ce vreți dumneavoastră. Și vă mai sugerez, fiind în cauză, domnul inginer, care a activitat în cadrul ședinței bune, să ne răspundă el mai bine că știe ceva. El a spus instanță, nu pot să vorbesc, nu e nicio problemă. Adică, nu ne răspundeți. Instanța a dispus. Adică, de aici încolo vor. Dar nu sunt mai definitivă. Spuneți că nu. Dar dumneavoastră nu le știți. Mi-a spus că era cum să deci vă contați să vă hotărârile care vă puteți să s-au pus la aplicare? Păi v-am contat pentru că este studii supermare, pentru că este studii mele. Vă spun. Figurează cum figurează că am luat în cadrat. Mă întreb. Așa dacă mă întrebați pe care e dar îmi spuneți. Domnul, faceți adresă scrisă și o să vă dau o formă. Ce v-ați întrebat? Domnul, eu în momentul de față nu pot să știu. Domnul, se pot asta fiecare cum e. V-am întrebat de mine numai la alte ori. Sunt confirmat. Domnul Surgiu, dumneavoastră ați venit și ați strigat tare și sus că salariile sunt mari la primărie. Vedeți că s-au menținut și distanță. Vă mai spun. Ce am fost salarii atât de mari. Tocmai de acum încercați. Vă mai spun un pic. N-am spus, sunt unele persoane care mănâncă 10 pâini și unul care mănâncă pâine. Am și spus, care sunt nemulțumite, vă dau și nume. Sunt atâta, Ionescu. Vă dau nume care sunt nemulțumite, care ați mănâncă la Renunța, Terembeci. Butucară, Coacă, toți sunt nemulțumiți, voi, toți sunt nemulțumiți fiindcă ați favorizat anume persoane. Uite, asta vreau să-mi spun. Hai să-i dau cuvântul domnului inginer să-mi spună câteva. Haideți să vă spun câteva cuvinte. Referitor ce s-a întâmplat cu sindicatul Primos. Sindicatul Primos a recunoscut, a făcut o greșeală pentru că trebuia contestată organigrama. Dacă vă uitați pe organigrama, pe statul de funcții, doamna contabilă apare în ghilimele șef de birou. Dacă aș citi cu atenție ce a citit domnul secretar hotărârea instanței, s-a spus că nu se poate compara salariul meu pentru că ea are funcție de conducere. Deci aici s-a făcut un fals. Deci în sensul că doamna contabilă și-a trecut când a făcut ea expunerea de motive
și raportul compartimentului de specialitate s-a trecut pe organigramă șef de birou. Este așa, domnul secretar? Răspund. Răspundeți. Aduceți statul de funcții să vedeți statul de funcții din 2 iulie, de la ședința Consiliului Local în care doamna contabilă apare trecută șef de birou. Este normal, șef de birou, eu sunt șef de serviciu, dar sunt încadrat pe funcționar public și îndeplinesc funcția de șef de serviciu. Dar doamna contabilă fiind șef de birou, este normal că are diferență de salariu, vorbind pe funcțiile publice. Bun. Să vă mai spun următorul lucru. Sindicatul Forța Legii a făcut, a deschis acțiune încă pe deciziile care le-a dat domnul primar din februarie 2018 și s-a făcut contestație. Așteptăm să vedem ce mai zice și instanța. Deci mai sunt alte procese pe rol. Bun. Referitor la alte procese pe rol. Fetele de la Sindicatul Primos, deci reprezintă altă organizație sindicală a Comunei Livezi. Sunt 4 procese pe rol la momentul actual referitor la problema salariului, care sunt depuse acum de curând în aprilie. Vă puteți uita pe portalul instanțelor. Sunt 4 procese pe rol. Așteptăm să vedem ce va zice și celălalt. Deci nu vorbim de dragul de a vorbi. Să fac niște greșeli, instanța discută și nu verifică actele în, deci se fac falsuri în documente, se trimit documente false. Asta este adevărul. Da. Deci în instanță. Domnul inginer. Și le vom verifica. O întrebare am pentru mine, suntem în fața Consiliului Local. Da. Spuneți-mi la oameni și la Consiliul Local cât aveți dumneavoastră salariu. În momentul ăsta. Dar să spună domnul secretar, să spună ceilalți, să spună cât are doamna contabilă. Da, da. Nu, nu, eu vă rog să spuneți aici, ce am putut. Dar vreau să spuneți, că de ce evita să spuneți? Deci este coeficientul 3 și nu știu cât, înmulțit cu salariul de 1900 de lei. Nu mai țin minte exact. Deci eu o să trimit acum momentul de față, domnul secretar, să vină să-mi spună cât are domnul secretar. Dar să spună la toată lumea. Nu faceți discriminare. Dar de ce se face discriminare? Păi vreau să cerească. De ce vă spun? Deci salariul domnului inginer este peste 65 de milioane la capăt. Da, domnule, dar n-am nimic. Deci hai să fii din suflet. Dar și eu am spus. Da, eu am și făcut. 76 milioane contabile? 76 milioane consiliul dumneavoastră? Nu le spuneți? 56 milioane voastră? Nu le spuneți? De ce vă spuneți? Nu treaba voastră. Nu sunteți criminal. Nu sunteți cu lor acolo așa. Dacă și-l cer foarte bine legea, trebuie să dea niște cauze, dacă au ce de cauze. Dar nu treaba voastră. Adică eu nu vreau să supăr pe nimeni, vreau să spun dar realitatea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că sunt nereguli cu salarii la multe. Sunt salarii foarte mari. Este inadmisibil. Ascultați-mă un pic. Este un inadmisibil ca un inginer cu 30 de ani vechime și un angajat care a terminat facultatea în 2010 să aibă de 3 ori salariu. Deci pe studii superioare vorbesc, este inadmisibil. Sau bibliotecara cu alt salariat care are de 2 ori salariu pe studii superioare vorbesc. Este inadmisibil chestia. Aici e problemele să ne facem minte. Deci colac peste pupăză. Bibliotecara, i-am spus și cu domnul primar de mai multe ori și cu domnul secretar, bibliotecara și asistență socială trebuie să intre în grilă de salarizare. Există grilă unică de salarizare pentru bibliotecara. Deci trebuie să fie foarte clar. Bibliotecara a făcut niște artificii, s-a trecut la salariile pe administrația publică locală. Este treaba voastră, Consiliul Local. Este treaba de așa, așa, pentru treaba ei. Nici măcar, eu știu, deci, eu știu, ești amintit la bibliotecare, este, la bibliotecare este alta decât a... Păi asta am și spus. Asta am și spus. Asta am și spus. Dar dacă domnul primar ne-a promis că la următoarea ședință o să încerce să aducă la, în discuț, să coeficienții de corecție, e ok. Ar fi trezor. Să vină Curtea de Conturi, să verifice grilele de salarizare, să vedem dacă este corect. Deci vă repet. Bibliotecara și asistența socială au grile de salarizare, au alți coeficienți, trebuie să intre cu alte măriri. Nu intră în administrația publică locală. Atât vreau să vă spun. Deci, domnul inginer, totuși nu le-a spus că aveți salariul, asta nu mai contează. Să aducă domnul secretar să citească toate salariile care sunt. V-am spus, am coeficientul 3 și ceva, nu mai țin minte exact, în mulțimul 1.100 de poate calcula. Nu mi-a spus să vă urmă, dar să fiți de acord în procesul verbal
la ședințe anterioare. Păi l-am tot vorbit cu el. Este cineva împotrivă? Dă-mi taie pentru procesul verbal ședința anterioare. Dar ce poți să ai? Să ce? Să ce? Nu, dar eu vă întreb voi, lați-mi paie vorbește din domnul consilier, este, este ședință, haideți să, să clarificăm o dată și tot, este ședință de Consiliul Local, nu este dezbatere publică. Nu ne confundăm cu cineva împotrivă, atunci nu este dezbatere. Ar trebui să le dăm drumul la ședință. Hai să trecem la ordinea de zi, pentru că am persoane care trebuie să ajungă la serviciu. Vă rog frumos. Domnul președinte. Domnul viceprimar, deci, vă rog frumos, domnule președinte, conform legii 215, ședințele de Consiliu Local sunt publice. Pe această cale, vă rog, să-mi dați și mie cuvântul. Nu, deci o punem la diverse, domnul, nu este nimic. O pun la diverse, dar la, eu aș fi vrut să spun ceva. Domnul, voi avem probleme cu ordinea de zi, dar trebuie să-l ducem la urmă. Nu avem nicio problemă. Deci avem... Hai, domnule, vă dăm ordinea de zi. Domnul președinte, vă rog să-l puneți la vot. Dacă Consiliul e de acord, ca să facem la diverse. Hai să rog, hai să se... Adi, dacă dacă... Eu sunt de acord. Domnule, de acord, o să-i cu ședință. Domnul, așa. Domnul Consiliu, haideți să facem lucrurile în așa fel. Avem un proiect de ordine de zi, pe ordine de zi, care vi l-am dat în... Domnul, președinte de acord, ca să vorbesc la diverse. Domnul, îi întreb acum, domnul, nu vreau să întrebați. Eu să întreb Consiliu, dacă sunt de acord. Deci, să punem la vot cine este de acord cu un proiect suplimentar, pe ordinea de zi, acest proiect să se numească diverse. Hai să votăm de cine este de acord cu diverse. Nu mă lăsați că te-am dat. Haideți să trecem la ordinea de zi. Nu foarte frumos. Nu mă mai ascultat. Haideți să trecem la ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, ediția 6/2018. Tocmai de aceea eu, pentru acest proiect, l-am chemat pe domnul inginer să vă prezinte câteva detalii, pentru că această lucrare este de 100 și de pagini, dar domnul inginer o să ne prezinte o introducere și ca noi toți să înțelegem ce înseamnă acest plan. Domnul inginer, vă rog, prezentați. Da, da, haideți să începem. Deci, eu am întocmit această documentație... Domnul Busior, vă rog frumos, suntem în ședință, ce discutați? Haideți să ascultăm, domnule Jean, că sunt probleme care chiar sunt... Care se numește un plan de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna noastră. Planul de analiză și acoperire a riscurilor, conform legislației, conform hotărârii de guvern 1492 din 2004, articolul 13 și 14 și conform legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, această documentație trebuie aprobată prin hotărârea de Consiliu Local. Acest plan reprezintă un document care cuprinde riscurile potențiale de identificare la nivelul localității noastre, măsurile și acțiunile care trebuie luate pentru managementul riscurilor respective. Planul de analiză a riscurilor are scopul de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați, a sarcinilor și atribuțiunilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de crearea unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Aș vrea să fac o definiție a riscurilor, ca să înțelegeți ce înseamnă... Eu mi-am scos aici foarte mare, ca să înțelegeți
ce înseamnă un risc. Am să citesc definiția riscului din lege. Prin risc se înțelege nivelul de pierdere preconizat în sens probabilistic, estimat în victime, proprietăți distruse, activități economice întrerupte, impact asupra mediului, datorită manifestării unui hazard într-o anumită zonă și cu o referire la o anumită perioadă de timp. Deci aceasta este definiția oficială a riscului. În planul de analiză a riscurilor sunt evidențiate toate riscurile care sunt clasificate conform legislației. Și haideți să facem, în primul rând, o clasificare a riscurilor. Este bine să cunoaștem și să știm cu toții ce înseamnă riscuri. Riscurile naturale. Riscurile naturale sunt cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, inundații, fenomene meteorologice periculoase, avalanșe și incendii de pădure. Deci acestea sunt riscurile naturale care sunt și în comuna noastră. Riscurile tehnologice sunt accidentele chimice, accidentele nucleare, incendii în masă, accidente grave pe căile de transport și eșecul utilităților publice. Și mai avem riscurile biologice, epidemii și epizootii. Deci acestea sunt clasificarea riscurilor. Conform legislației, analiza de risc este o metodă de identificare a riscurilor de bază a identificării determinatelor frecvențe, evenimentelor și consecințelor asupra elementelor expuse ale fiecărui eveniment pe fiecare tip de risc. În funcție de frecvență și de consecințele situațiilor de urgență, riscul poate fi principal sau secundar. Dacă ați răsfoit documentația făcută de mine, ați văzut că are un cuprins. Și aici am făcut o prezentare a comunei cu istoric, cu suprafața comunei, cu riscurile noastre care sunt identificate. Și ce să vă mai spun eu, e foarte mult de povestit aici. Am identificat toți agenții economici care avem pe raza comune, am clasificat riscurile în instituțiile publice și operatorii economici, riscurile care vi le-am prezentat mai jos, înainte. Și ce să vă mai spun aici? Am prezentat și niște instrucțiuni care trebuie să le ia primăria, referitor prin serviciul de situații de urgență, împreună cu domnul primar, președintele al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, este prezentată o schemă a fluxului informațional, decizional, în cadrul situațiilor de urgență, respectiv, înseamnă managementul situațiilor de urgență făcute de primăria noastră. Cam atât. Deci, nu vreau să intru foarte mult în detaliu. Deci cu aceste fiind spuse de domnul inginer, tocmai de asta am fost boalat, așa un pic să ne prezinte, pentru că domnul inginer a aplicat la acest regulament și este foarte important. Adică noi trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, datorită faptului că oricând și în orice moment se poate întâmpla, ne putem trezi de cu aceste evenimente și să știm fiecare cum trebuie să acționăm. Ceea ce trebuie să faci la momentul respectiv. Dar îi mulțumesc domnului inginer pentru această lucrare și aș vrea să dăm avizul la comisie și după aia discutăm. Comisia numărul 1 de aviz favorabil. Comisia numărul 2 favorabil. Comisia numărul 3 favorabil. Da. Vă mulțumesc că... Am vrea să punctez o chestiune cu privire la riscuri. De asta vreau să discutăm. Da? Haideți da. Să... De ce am vrut chestia asta? Domnul Costa, vă rog. Domnul primar. Domnule Ioniță. Da. Sunteți în materie și vă ocupați cu riscurile. V-aș întreba. Ieșim cu unități cu utilizatorul publice. În speța apa este un risc? Apa este un risc pentru alimentația. Da. Există un risc. Am rugămintea. Exact, aici. Împreună cu primăria. Cu domnul primar și toți factorii de răspundere, să încercați să puneți la punct apa și ca să fiu un mic acid,
Pentru că nu pot plantați pe domnul George Crăciun la stația de apă sau de apă. Că datorită lui Comuna Mare Apă, domnule primar, astăzi. Dar știți ce primărie? Pentru care, care în loc să se ocupe de probleme că e plătit de către statul român, cu salariul decent, face alte activități. Nu mi-am propus să vorbesc astăzi, dar mă doare să văd că în fiecare zi nu am apă. Comuna Liveza a avut un proiect mare, de 1 milion de euro, și cineva și-a permis să o șterbească pentru că a considerat de la el putere împreună cu constructorul că e suficient ce au făcut și acum n-am apă. Să-l plantați acolo la stație să le dea apă, pentru că măcar să justifice banii care ia de primărie. Da, mulțumesc. O secundă să-i răspund. Domnul președinte, deci, dacă îmi permiteți. Mulțumesc domnului Costea pentru atitudinea care a luat-o în Consiliul Local. Da, este un lucru cu care cea mai mare problemă a mea în momentul ăsta și de când dețin această funcție este apa. Credeți-mă că nu știu. Deci nu știu în momentul ăsta cum să fac să scot. Avem avare tot timpul, deci lucrarea a fost făcută cum a fost făcută. În afară de asta, acest proiect inițial nu a fost cu branșamente pentru populație. Da, deci, ce? Și... Domnul consilier. Deci proiectul inițial este cu hidranți, pompe stradale, și jgheaburi pentru animale. Domnule, ascultați-mi, ascultați-mi. Vă întreb dacă vă duc serios. Vă duc serios la asta? Adică, păi nu... Păi face cum de vieții pentru amintiți. Sunt proiect de apă, de alimentație pentru 1 milion de euro. Facem și danți pentru asta sau pentru intrația bani? Sau pentru asta nu se dă socoteală pentru populația n-are apă? Nu există așa ceva. V-am ascultat, da? Deci v-am ascultat. Problema este gravă pentru că sistemul a pus sufere anumite defecțiuni. Și sunt defecțiuni majore. Uitați că am avut avarie acum la Poiana. S-a spart conducta în pantă la ieșirea între Scăriga și Poiana. Am constatat că de fapt era deviată cursul conductei, trebuia să meargă în marginea în acostamentul drumului. De unde? L-am găsit la jumătatea drumului. Au fost devieri făcute din proiect. Și toate acestea eu mi le asum. Dar încerc să le scot la capăt cum pot. Cine și-a permis să semneze proiectul final, inclusiv cu recepția în situația în care noi avem apă? Deci s-a întâmplat lucrul ăsta? Atunci? Nu, dacă vreți să facem să facem recepția, nu am să facem recepția. Nu știu cum ați făcut recepția, dar vreau să spun așa. Dacă așa stau lucrurile, să știa că până a semna recepția, populația ne avea apă. Dar nu puteți să spuneți acum cum era prevăzut. Nu era prevăzut. Nu există așa ceva. Vă rog frumos să încercați să înțelegeți că acești bani au fost dați ca să ne dăm populația. Bani de cont. Să nu știu cum s-a făcut și să din care are populația, cât de populația are comună, cât de animale, cât de găini, s-a făcut un consum și s-a stabilit că pentru comuna Liveza e nevoie de două surse de alimentare cu apă. Ceea ce s-a întâmplat, cineva știe, s-a renunțat la o stație de captare pentru că așa a considerat primarul funcție atunci în constructorul. Eu am întrebat de fiecare dată și am să întreb, unde este diferența, unde sunt banii? Pentru că de la 1 milion de euro la o singură stație de captare și cu atâta ne-am mulțumit, cine și-a permis să-și bată joc de banul public? Asta e întrebarea. Domnul consilier, aceeași întrebare vă pun și eu noastră. Deci ne întrebăm unii pe alții. Deci suntem, am ajuns în faza în care ne întrebăm unii pe alții cum și ce. Încercăm, deci eu încerc cu toate puterile care le am și cu toată responsabilitatea să pun acest sistem la punct. Dar din ce în ce se supra-solicită, tot timpul vin oameni, cu toate că se știe că nu ajunge apăr, vin să se înscriu pentru a-l branșa. Îi le și spun, domnule, sunt probleme cu... Nu contează. Știți cine vine primul care spune că nu arată? Ultimul branșar. Și spun, domnule, sunt probleme, domnule, reclam, dar asta e viața. Încercăm să facem... Să-l faci funcționat. Nici nu are cum să funcționeze apa cu niște oameni care nu sunt specialiști. Cine se ocupă de apa asta? Dar domnule, apa la o societate care știe să se ocupe de alimentare cu apa. Nu mă împic așa. Că și mie nu mă interesează de apa 3 lei. O să plătești 5 lei, dar deci nu cam apă. Nu să zic că am apă și să dau apă. Și vă mai spun ceva. Sau care niște anomalii până de fie asta. Sunt cetățeni raportați la apă care nu au apometre, care se știu. Cei care au raportat la timpul respectiv știu
sigur care nu plătesc cap. De ce? Omul să-și permite să bude, de exemplu, în grădină, știu cazul eu. Am văzut iar acolo în grădină, am văzut și eu avem apă. Pentru ce? Atunci facem altfel. Dacă o să fie apă, stabilim un preț până la o sumă, o cantitate de apă. Am stabilit o sumă, dar o să corespede să zic eu mai multe. Tu nu-ți mai pierd nimeni de la Vale care vine apă, poate să bude în grădină și eu să stau să mă rog la mână să plouă. Și nici când plouă n-am apă în casă, pentru că e încărată cu... Da. Domnul Costa, deci deja am făcut demersul, după 1 mai, deci după sărbătorile astea care sunt delibere de miercuri, deja o comisie se deplasează și se renoiesc contractul la vechi, din casă în casă. Din dispoziția mea, echipă comună cu firma care face mentenanța și oamenii din primărie. Cei care au contracte? Le facem pe loc și plătesc paușal. Deci încerc cu toate puterile și tot ce am cadrul legal să fac să clarific această problemă. Este o problemă gravă și o problemă mare. Care am preluat-o? Din păcate a căzut pe mine această sarcină. Mulțumesc. Deci nu mă acuzați. Dumneavoastră știți mai bine decât cetățenii de rând, că sunt tot timpul aici și știți cu ce probleme mă întâmplă. Aici și domnul Sucugiu știe, poate să spună. Adică dacă are răutate, spune, domnule, problema la tine. Nu este problema la tine. Eu încerc să le pun la punct, cu cadrul legal, să văd contractele cum sunt făcute. Cine are? Am descoperit persoane care nu au documente. Nu trebuie să vorbim, trebuie să le punem la punct. Nu mă interesează cine este, dar de săptămâna viitoare o să plec comisia să verific casă de casă și contractul cu masă semnat cu sigiliu, cu număr de sigiliu, în procesul verbal. Și poate așa le scoatem cât de cât la urmă. Dar ce vreau să mai dacă suntem la apa aici? Apa este menajeră sau potabilă? Deci nu este apă potabilă. Nu e. Ce de? Domnul deci, primar, dacă dumneavoastră sunteți în funcție și cum sunteți acum, ar fi bine să specificați la fiecare persoană, în fiecare sat, să puneți un apis. Sunt, pentru că nu spuneți că apă este potabilă. Este potabilă. Pentru că aveți un certificat. Aveți un certificat. Domnul, apa este potabilă. Este potabilă. Este potabilă. Este potabilă. Deci, certificatul este. Deci, nu am făcut. Nu este menajer? Eu v-am întrebat, eu am făcut la un institut de profil foarte mare. E cam... Asta înseamnă că dacă apa este potabilă, înseamnă că e pentru poșul. Da, așa. Cum să nu? Pentru poți să plăcești? Da. Fără că ea atâta nu există. Hai zis, domnul Sucu. Hai zis, domnul Sucu. Vă rog. Îmi văzut să mergi, domnul președinte. Dar nu poți să plăcești, domnul oameni? Domnilor, necazurile care le avem în comuna Levezi, nu numai noi, toată lumea, cu apa și cu multe altele, provin de la vechiul primar, care a stat 9 ani. În momentul în care proiectul pentru introducerea apei în toate statele comunei Livezi cuprindea și izvorul din câmpul Bălăneasa, vechiul primar a renunțat, a aranjat cu constructorul ce-a făcut cu banii, o să-i fi dat domnul Costea. Nu să știi ce-a făcut, că banii erau și pentru acea captare. Doi. Domnul Gheorghe Crăciun, îmi pare rău că trebuie să o spun, constituie un pericol social în comuna Livezi privind apa. Pentru că acum 3 ani am fost noi câțiva consilieri când domnia sa era primar. Noi știam că primarul e corect. Dar totuși ne-am dus să verificăm care e situația. Noi spunea că nu există apă, că o secat, că nu a plouat, că nu știu ce. Ne-am dus după ședință 4-5 consilieri, am intrat acolo și ce-am găsit? Pompele de captare erau oprite de domnia sa amândouă, iar izvorul curgea pe deasupra plin, peste cei 3 metri, că la 3 metri e lacul dumnealui cu pești. La prima ședință, vă aduceți aminte? Dacă i-am pus problema asta, i-am spus ce face, ce-ați căutat acolo? Vă dau judecat cum ați violat spațiul. Asta era atitudinea lui domnul Crăciun în funcția de primar. Este un pericol social și astăzi și domnul ar trebui să ia o măsură cu organele competente, cu comisii, cum știe domnul Dânsu, că are de gând, așa, să blocheze intrarea lui la lacul. Sau
toată, că-i mor pește la căldură, oxigenul pleacă din lac, că nici n-a fost făcut lacul cu specialiști, adânc, ca să aibă răcoare. E puțin. Apa se încălzește pe distanța respectivă, pierde oxigenul și mor pește, păcat și de ei. Dar nu pește l-au votat. Și atunci problema următoare este că domnul primar are niște păcate care trebuie să le rezolve din urmă. Nu-l laud, nu-l critic. Eu să fiu primar în locul dânsului, că puteam fi, trăgeam Bățireș frumoasă. Ce s-a întâmplat? Va trebui domnul primar sesizat parchetul onești în legătură cu banii care au rămas de la captarea proiectului casei de apă din câmpul Bărăneasa. Ce s-a întâmplat? Că a fost finanțat și acel proiect. De aceea am rămas fără apă. Și-și permite să stea în comună Livez în funcția de consilier personal care domnul nici n-ar nevoie de el și m-a încasat și 77 de milioane. Este un pericol social. Da, domnilor, ne trebuiește apă. Apă înseamnă viață, înseamnă civilizație. Gândiți-vă ce se întâmplă cu populația de la loc. Și la mai merge, gândim mai duce, dar ce facem cu oștina de la loc? Nu. Dar ce facem? Domnilor, dar suntem europeni. Suntem europeni fără apă? Și nu numai asta. E și problema gazelor naturale care a tergiversat-o 25 de ani. Că stă centrala aici și la câțiva metri de primărie, cu gaz metan în ea, cu plate cu magistrala și n-am pus să pună gazul metan. Așteaptă că aștepta campania electorală din 2000 să bată țambalul să spună că votați-mă, vă pun gazul metan. Ca așa au făcut și la celelalte alegeri. Pericolul social, Johnny Crăciun. Dumneavoastră am spus undeva în acestui vizite că trebuie să se sizeze parchetul. Din ce știu eu, acest proiect a trecut pe la DNA. Deci de ce știu? Proiectul cu alimentarea cu apă a fost la un anumit timp, poate domnul Surgiu știți mai bine, a fost la DNA. Domnul primar, nu DNA-ul soluționează problemele astea de fraudă cu bani. Parchetul direct. Da, e. Parchetul direct. Domnul, în concluzie, vreau să întreb domnul secretar, cine reprezintă această instituție, de către cine reprezintă această instituție? Cine reprezintă această instituție? Domnul Ichim Soie. Prima, am înțeles. În primul rând vreau să punctez că Giuli Crăciun este un director public. În data de 10, domnul Giuli Crăciun și-a permis să facă în această sală de ședință o adunare generală cu asociații, o firmă privată. Vă întreb, domnul Sfânt, dacă știți, nu cred că știți. Da, deci... Lăsați-vă să vorbesc. Ce vreau să mai spun? Ați spus că acest proiect nu a fost de pentru branșă. Domnule, asta e un caz de bun, deci ar trebui sesizat parchetul imediat. Fiindcă, stați un pic, fiindcă de ce? Ați branșat cu dumneavoastră. Cine a luat decizia de a branșa cetățenii și a le lua bani? Și a le dea apă? Cine a luat decizia? Deci, cine a luat decizia? E fostul primar Giuli Crăciun. Deci, trebuie să se dea parchetul, dacă spuneți dumneavoastră cu treaba asta. A fost doar numai pe hidrant și atâta spus. Deci, din cât ești eu v-ați spus? Eu v-am cazat dumneavoastră. Deci, v-ați urmat ceea ce a spus. Deci, trebuie să se dea parchetul, pentru că cine a luat decizia să branșeze populație? Și s-a încasat bani de la fiecare care nu s-a făcut contracte. Cui s-a făcut, cui nu s-a făcut, nu ne interesează. Deci, de ce s-a luat decizia asta? Deci este un pericol public pentru așa ceva, domnul Giuli Crăciun, care figurează în primărie și face alte de instigă, a neplata, asociații, o datorie de 750 de milioane și este votat când este condamnat cu asociația conflictului și față în declarație, este vicepreședintele asociației, unde spre care statul nu are voie să participe, că este condamnat și a pierdut mandatul. Deci este un pericol public, vă luați frumos, s-a luat atitudinea asupra domnului acestui personaj. S-a permis să convoace în sala de ședințe adunarea generală și să-și aleagă vicepreședintele. Am dovada trimită prin poștă. Deci, vă rog frumos, el nu
face atribuțiunile care dați dumneavoastră să nu facă altceva. Instigă, știți că ce datorie are Asociația Crescători de Lână asupra la primărie? Deci are undeva la 650 de acolo sau mai mult. Deci eu, fiind vicepreședintele asociației, am organizat prin adunarea generală a asociației și am și strâns bani de la 3 membri, 115 pentru a depune pentru plata datoriei asociației. Domnul Crăciun a instigat, prin procesul de abarcare l-am primit, vorbesc din cunoștințe, să nu se mai plătească nimic. Deci 50 lei să plătească de hectar domnilor membri asociației. Deci este o instigare la neplata datoriei față de asociație. Am documentele semnate cu adunarea generală. Deci vă rog frumos să sesizați parchetul, este instigare. La ora actuală am dovada trimisă prin poștă. Deci vă spun, am depus în scris o cerere în care cer oficial datoria asociației acum, care va merge la parchet, deci ai depus să plânge pentru instigare. Deci domnul ăsta este un pericol public. Nu știu, abuzează de funcția care o deține sau care a deținut-o. Nu știu. Cum să nu se plătească datoria? Că nu se mai plătește. Am fost nevoit să anulez, din domnul secretar de să anulez chitanțele să dau bani înapoi la oameni. Că nu se știe nimic ce acolo. Își permite Stalin, așa zis-o ales președinte, în care și dumneavoastră sunteți membru fondator și eu, dacă cineva l-a ales pe acest om și abuzează cu Johnny Crăciun de documente în original. Deci ce vor ei? Deci este un pericol public, vă spun. Domnul, mai aveți ceva? Am înțeles. Ideea am înțeles. Fiind vorba despre o asociație, nu are nicio legătură cu primăria. Felul cum se organizează nivelul lor, cum se aleg, cum se dau afară, cum se vin alți membri, chiar nu mă interesează și nici nu mă implică lucrurile. Și problema este în interiorul cetățenilor. Iar legătură cu ce spuneți dumneavoastră, cu sala de ședință pusă la dispoziție, nu mi-a cerut domnul Crăciun. Sala de ședință mi-a cerut un membru asociației. Am considerat că fiind cetățeni ai Comunei Livez, cetățeni ai Comunei Livez, cu problemele lor, și asta este o problemă la fiecare. Crescătorii de animale chiar este o laudă pentru acești oameni care se implică totuși, care se mai implică, au rămas foarte puțini, cu aceste delemniciri, deci creșterea animalelor. Un lucru bun și bravo lor. Cu toate că este o meserie grea, în momentul de față, acești oameni care sunt în asociație au un număr de animale, au un mare număr de animale, nu găsesc persoane care să-i ajute, care să lucrează, să fie plătiți, nu mai găsești forța de muncă. Vă dați seama că oamenii ăștia nu au sâmbătă, nu au duminică, nu au. Au cerut să vină, să se întâlnească, nici nu mai interesat, nici nu mai interesează ce discută, s-au întâlnit aici, au luat deciziile lor, nu mai interesează decizia lor. Ce vor să facă, cum se ies, cum se adună. Important este că ei trebuie să îi ajutăm, să le dăm acele adeverințe de la primărie și asta o să o fac fără nicio problemă, tot ce e legal, oamenii să poată să-și nici bani, iar în rest, problema asociației așa este. Așa este, așa este. Bucătăria. Vă răspund. De ce Johnny Crăciun, Ele Nicolae și băiatul probabilului, că nu îi spune Călin, da. Ce a dreptul avea să participe într-o acea sală ședințe în timpul programului să facă dezbatere când asociația deține un spațiu? Nu are nicio legătură cu primăria. De ce s-a ținut în cadrul consiliului? Am poză? Am fost în cadrul ce? În cadrul acestui? În sală. Da. Dar în sala asta nu se ține numai ședințe din consiliul domnului. În sala aceasta să ia decizii la nivelul primăriei. Să poate face dezbatere publice, să ia cetățenul. Dar sala din cadrul primăriei nu este al Sugiu, nu este al Urem, nu este al Poză. Dar este o primă primară. Și l-am considerat în momentul respectiv, fiind șeful instituției. Aveți un document înscris? Domnul, nu am niciun document înscris. Vă rog să notați. Atunci cum s-a scris? Cu ce? Vă rog să notați. Atunci aveți un document înscris. Da, nu. Eu am documente înscrise în data de adunării generale. Pentru ce? Păi pentru această sală, întrucât ei... Domnul, dar eu nu sunt cericoare! Cum să nu? Domnule, dar eu am depus să ceri către primărie care mi-a refuzat. Am ăsta depus ceri către primărie care mi-a refuzat. Dumneavoastră. Și atunci cum ați aprobat la care membri? Care sunt membri, vă rog să-i spuneți, care v-au cerut acea sală ca să consemneze? Păi, dacă nu l-ați spus, o spun sub la cap.
lui Emil. Așa? Iremia, de la Orșa Benoni. Corect. Să-ți spun cum e. Dar ce problemă? Ce problemă? Ești Benoni. Cine mai era? Nelu Stan, președintele. Da. Nelu Stan avea semnat un proces verbal cu semnul cu ăștia. Ce avea? Nu, era o discuție a unei asociații cu cetățenii ai comunei Elvies care discutau niște probleme. Și dumneavoastră, dar dumneavoastră... E dumneavoastră. Dar nu știu ce... Eu n-am știut cum s-au convocat, cum s-au chemat de ei. Dar dacă dumneavoastră considerați că a făcut un rău, nu am pus această sală la dispoziția cetățenilor din Bomularitesc, vă rog frumos, v-ați spus, v-ați spus, v-ați spus, v-ați spus, v-ați spus nimic, ați făcut un rău. Dar trebuie să convine de cine a fost făcută. Dar de ce au participat angajații în primării? Și s-au ales, da. S-au ales secretar și vicepreședinte al asociației. Păi s-au ales, domnule, în timpul programului acesta sală. Nu s-au ales, nu știu. Păi cum? Angajații instituției au trebuit așa ceva? Da, avem deja. Avem secretarul domnului care funcționează. Păi n-am fost chemat, nu am fost chemat. Păi dar eu nu știu ce s-a chemat. Păi eu vă spun, domnule, dar dumneavoastră n-aveți. Domnule, să știți. Deci, a scris acolo trei membri, cum v-a convocat? Cum v-a cerut sala? În scris sau verbal? Și de nu, domnule, puteți o clar. Dar de ce? Nu anchetă, dar vă trebuie frumos să-ți poți ține lucra. Da. Ați spus să-ți răspund sau nu-ți răspund. Dar nu asta, că eu să-ți răspund ca să-ți văd o dată. Până dată trebuie să-ți iei niște probleme. Da, verba, au venit oameni. Nu știu dacă... Aceștia trei persoane. Deci eu vreau să... Am zis că are mai lucra mine. Am zis? Nu. Nu, nu, domnule, spuneți că toți, că nu aveți cum să ne zice. Am acolo repede, aveți să scriu, stai să-i spun. Nu, eu și tu să-mi dați convoca. Hai să treci la domnule, stați un pic, este un lucru. Deci cum e? Domnule, am zis, este mereu, nu mergeți pe asta. Dar nu dar oameni, deci cetățenii comune de vest, nu au voie să intre în sala asta de ședință, nu au voie să intre în sala asta de ședință. Nu am spus, aici e problema. Domnul primar, nu v-am spus problema asta. Și atunci v-am spus această asociată cu instituțiile. Domnule, ce ați ascultați-o bine. Și să fie clar, cetățenii mai comune de vest au cerut să țină o ședință în sala de ședință. S-au adunat și s-au discutat o problemă de asociație, este mereu un medic. Domnul, dacă dumneavoastră reprezintă instituția, dumneavoastră țineți ședința. Nu altcineva. Am întrebat cine reprezintă aceste instituții. Domnule primărie, este o instituție a tuturor oamenilor. Primăria este o instituție a toți locuitorilor. Și vor veni și la poliție, pot veni la instituție. Da, corect. Dar eu mă leg un singur lucru, adaug un singur lucru, domnul primar și domnule președinte. Proiectul care noi astăzi l-am aprobat, fiind foarte important, este și în 122 de pagini, este foarte amplu. E o monografie, domnule. E o monografie, da. O monografie. Mulțumesc, domnul secretar. Arată aici, la pagina 25, că sunt 428 de bovine în comunale vieți, date pisate. Da, eu s-au pisat. Bun. 428 de bovine. Cum s-a fie în regiune Crăciun de a lua el banii la toate banii? Nu vreți să-i întreba, el n-a niciun bani. Unde și-a permis? 4 miliarde și aproape 300 de milioane. Ați subit? Eu sunt bani. Eu s-a fie de aia condamnat în dosar principal. O depușa. O secundă. Haideți să trecem la ordinea de zi, să punem la vot
proiectul, primul proiect de ordine de zi și după aia așa de consiliu. Domnul Rău, mulțumesc de procesul de luare. Așa, dacă favor, adică, okay. Dau și procesul verbal. Ați semnat cei 5 membri ai comisiei. Mulțumesc, așa. Ca să trecem la aprobare. Pare la prima vedere că nu știu, este foarte important acest proiect. Și foarte complex. Și complex, în monografie. Deci, punem la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru, vă rog frumos? Toți. 14 voturi pentru, Ionel. Și o clipă, domnul primar. Vreau să înregistrați aici când e când, când veți face comisate sau cum credeți la nivel de comună să implementați acest proiect, după ce rămâne definitiv 30 de zile, va trebui, trebuia să spun mai mult, ca să fie și o echipă de oameni care să fie instruiți cum se poate face respirația artificială. Nu să avem numai animale de la mine sau de la putere, să avem și oameni. Și nici noi nu știm, eu nu știu să fac respirația artificială. Dar eu nu am văzut tot. Mergi să o văgeam, nu? Da. Deci, domnul Sfântul? Hai să trecem, hai să trecem la diversie. A fost aprobat cu 14 voturi. Toți, 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 n-am cum să nu fiu. S-a abținut cineva? Nu. Nu, 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 domnul, o întrebare pentru mine. Domnul Mărinu, ce vrei la o persoană în satul ăsta? Matei Lucică, n-are niciun venit în ajutor, e bun la avarii, pentru că vreți mai multe boli. Nu puteți să o ajutați, să faceți o anchetă socială, poate beneficiați și aia din ajutor social. Poate beneficiați măcar de să încadreze de la casa de asigurări ca să plătească spitalizarea. Ce zici? Știți despre cine e vorba? Știți, probabil. Ați auzit? Haideți, da. Haideți să-i răspund domnului, domnului consilier Dufioc. Chiar vreau să vă întrebare. Deci tot ce înseamnă ajutor social, toți cei care sunt beneficiari, din întâi se adresează instituției cu OCE. După aia se merge, da? Se face ancheta socială, se merge la medicul de familie, se-ți poate diferență. Noi nu ne trebuie să ascultăm da? Voi vreți la social. Nu, am înțeles că este foarte bolnavă. Și suferă nu știm. Deci noi nu trebuie să ne ajutăm. Da, de asta am văzut și ne mai bine. Deci, domnilor consilieri, având în vedere faptul că eu am propus proiectul, deci am susținut să se voteze pentru acest proiect, al doilea proiect, cu diversie. Și în cadrul primului proiect s-a discutat de toate, declar această ședință închisă. Nu avem, vă mulțumesc.